Circulația trenurilor pe tronsonul de cale ferată Cahul Giurgiulești ar putea fi reluată abia în martie 2024. Pentru asta trebuie reparată o porțiune de 350 de metri din zona satului Văleni, avariată în timpul alunecărilor de teren din vara anului 2022. În zona satului Văleni, liniile de cale ferată au fost construite chiar pe malul abrupt și nisipos al râului Prut. Din câte puteți vedea, acestea au fost spălate la propriu după ultimele alunecări de teren, așa că specialiștii care le vor reabilita ar trebui să implementeze tehnologii speciale din cauza reliefului destul de complicat din această zonă. Alunecările de teren au fost favorizate și de vibrațiile produse de trenurile încărcate cu marfă. Bucăți din malul abrupt, înalt de aproape 10 metri, sunt gata să se desprindă în orice clipă. În zonă sunt grădinile mai multor gospodării, iar oamenii sunt îngrijorați că după reluarea curselor feroviare li se va duce pământul de sub picioare. Ne pare rău că atunci când a fost construită această cale ferată nu s-au făcut studiile necesare de geologie, așa că să se asigure că construcția va fi una sustenabilă. Ceea ce facem noi acum, pentru că s-a dovedit că aceste alunecări de teren tocmai de asta s-au întâmplat. Proiectantul se ocupă de faze de proiect tehnic. Prima fază va fi amenajarea șantierului și a căilor de acces. A doua fază va fi proiectul tehnic consolidarea terasamentului. A treia fază va fi proiectul tehnic instalarea liniei feroviare. Dacă ne va fi favorabil timpul, către luna martie avem șanse să reluăm circulația. Acum, pentru comerțul cu portul Giurgiulești, se folosește în mare parte transportul rutier. Trenurile încărcate cu cereale ocolesc prin Ucraina, iar asta implică cheltuieli și riscuri suplimentare. Astăzi se face o roată foarte mare, se trece pe teritoriul Ucrainei și asta este și periculos pentru agricultorii din Moldova, pentru că teritoriul Ucrainei poate să temerească și bombe. Pentru reabilitarea porțiunii de 350 de metri de cale ferată din zona satelor Colibaș, Văleni, guvernul a alocat 60 de milioane de lei prin intermediul Comisiei pentru situații excepționale. Tronsonul feroviar Cahul Giurgiulești a fost construit în perioada 2007-2009, dar proiectul nu a fost dus corect până la capăt și apar deseori probleme.